Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Hunedoara 1 TV, la Dale Dimineții. O dimineață de octombrie, așa mai friguroasă, mi-arată pe telefon că avem 5 grade afară. Nu plouă, nu pregătiți umbrelele, dar pregătiți cecuțele că nu e foarte cald. Să știți că am tremurat un pic în dimineața asta când am plecat să-l iau pe Rossi de acasă să venim împreună la emisiune. Bună dimineața, Rossi! Am venit cu zâmbetul pe buze, nu contează că afară nu e cald și bine așa cum ne-am obișnuit, contează că noi avem căldură în suflet și contează că facem lucrurile așa cum noi ne dorim, cu dragoste, cu iubire, cu dăruire, cu pasiune, cu, nu știu, tot ce e mai bun din ce noi avem în sufletele noastre. Eu așa vreau să cred că reușim să facem lucrurile cu foarte multă dăruire și pasiune. Despre dăruire și pasiune vom vorbi și în această dimineață, dragii mei, pentru că alături de mine, în platou de ale dimineții, a venit domn profesor Sorin Stănculeț. Bună dimineața! Bună dimineața! Și alături de domnia sa, un elev de la Colegiul Decebal, Colegiul Național Decebal, Luca. Bună dimineața! Luca Noachi. Zic bine? Da. Am nimerit-o. Mi-a ieșit din prima, de la prima oră. Nu întâmplător, nu a trecut mult timp de când au fost invitații mei. În acea dimineață am vorbit despre roboții, că fac ei lucruri faine acolo la Colegiul Național de Cebal. Dar în dimineața aceasta i-am chemat alături de mine aici să povestim despre cercetare. No, acum ai bai mare că eu cu cercetarea stau foarte prost. Dar înainte să intrăm în subiectul nostru de astăzi, vreau să vedem cum va fi vremea astăzi, pentru că Andra, bună dimineața, Andra ne spune dacă plouă, dacă nu, pe unde plouă, prin județ. Meteo cu Andra, dragii mei. Bună dimineața, Ioana! Pentru astăzi am vești bune din punct de vedere meteorologic. Temperaturile cresc cu câteva grade față de perioada trecută, atât pe timpul zilei cât și la noapte. Vântul va bate sporadic, nu se anunță ploi, în schimb cerul va fi parțial noros în tot județul. La Deva și Hunedoara, astăzi, 8 octombrie, soare din când în când, cum spuneam mai înainte, iar temperaturile vor atinge 23 de grade Celsius pe timpul zilei și 9 grade la noapte. Și în nordul județului, la Brad, cerul va fi parțial noros, vânt slab cu unele intensificări pe tot parcursul intervalului de 24 de ore și temperaturi între 23 de grade Celsius pe timpul zilei și 10 grade la noapte. Și la Petroșani, soarele este cam scump la vedere și, în plus, vântul va bate ceva mai nervos în zona montană a județului. Maxima va atinge 21 de grade Celsius, iar la noapte minima nu va urca mai mult de 10 grade. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. Am văzut, mulțumim, Andra, am văzut cum e vremea, sunteți pregătiți. Vine toamna, domn profesor. Să vină. E bine primită? Dacă are roade ca lumea, înțeles. La noi, la România, toamna are o altă semnificație, cred eu, nu știu de ce simt așa, mereu toamna, roadele câmpului, parcă ne... Când mergem la aceste festivaluri, unde vedem roadele a ceea ce oamenii muncesc peste vară, mai ales că a fost o vară foarte secetoasă și foarte toridă, parcă ne îmbogățim așa și sufletește, pentru că avem un sentiment, sau eu cel puțin am fost la Vața Duminică și am așa un sentiment de accentuat, de bogăție sufletească când vezi atâtea roade puse la oaltă. Că nouă ne place așa să ne mândrim cu roadele. Dumneavoastră vă mândiriți cu roadele, cu altfel de roade, că aveți o... Și mai este și altceva, uite, da. Imaginea asta extraordinară cu culorile astea ale toamnei. Frumos. Dar nepoțelul zicea tot anul să fie numai primăvară, că lui aia îi place cel mai mult. Ce drăguț! Luca, ce anotimp îți place? Cred că prefer cel mai mult vara, ca orice elev, pentru că suntem mai liberi, dar
avem foarte multe oportunități, ne ajută foarte mult vremea. Dar de ce nu și toamna e frumoasă, chiar dacă vine frigul, da, e un peisaj frumos și e un moment frumos din an. Voi, tineretul din ziua de astăzi, povesteam cu domnul profesor, nu ne vine niciodată rândul. Noi, nu știu cum e cu asta, cu rândul nostru a fost, nu mai vine, împingem tinerii în față. Domnul profesor, câte ore dedicați tinerei generații, nu orele de servici, că sunteți profesor de fizică. Câte ore ați calculat vreodată cât timp alocați tinerilor din timpul dumneavoastră? Care teoretic ar fi timpul liber? Ați calculat vreodată? Poate că e de formație profesională, poate că e mai mult decât atâta. Eu cred că nu greșesc când spun că mă gândesc destul de mult la lucruri care să le fac pentru ceva legat de școală sau de copii. Bine, mi-am găsit și joaca, să zicem, robotica sau lucrurile legate de experimente și atunci dedic ceva timp să caut, să improvizez ceva, să mă mai joc. Deci, destul de mult timp. Dar asta e ideea. Nu vreau să mă plafonești, să mă blochești, atunci cred că e o idee bună să găsesc aceste lucruri, să citesc ca să aflu mai mult, să mai pot să le spun și copiilor. E și pentru mine. Pentru mine e o mare ușurare că găsesc ceva și că pot să spun mai departe. Deci nu-i nici cu enfază, nici cu altceva. De obicei, nevastă-mea mai termină puțin, mai fi atent și la alte lucruri, dar asta este. Acum deja de câțiva ani buni tot ne-am întâlnit și am făcut câteva emisiuni împreună, da. Avem un palmares deja. Nu știu de ce am rămas așa cu o plăcere în suflet de fiecare dată când vă întâlnesc. Parcă întâlnesc copilul Sorin Stănculescu. Nu prea simt duritatea aceea, mai ales profesor de fizică. Am avut și eu un profesor de fizică, pe domnul Neag. Vă semăna. Era mai tânăr decât dumneavoastră. Păi și noi am fost odată tineri, probabil, nu? Da. La fel am aceeași senzație că și ați rămas cumva un copil matur, să spunem așa. Da, cred că ar fi interesant să avem, când suntem tineri, mintea de acum. Nu cred că ar fi bine. Nu, n-ar fi bine, dar poate că... Da, sigur că da. Fiecare la timpul lui. Fiecare situație, fiecare moment la timpul lui. Dacă tot povestim în dimineața aceasta de Noaptea Cercetătorilor, ajungem și acolo, pentru că ăsta e motivul pentru care ne-am întâlnit, de fapt, în această dimineață. Mulțumesc, Rosi, deja a dat drumul la imagini. Totuși, am o întrebare mai personală. Ați regretat ceva în viață că ați fi putut să faceți și n-ați făcut? Și a venit în ajutorul... Da și nu. Deci totdeauna m-am gândit foarte logic că ceea ce a fost, a fost și încerc să fac ceva care să se apropie de ceea ce mi-aș fi dorit, dar să zicem să umplu ceea ce n-am făcut. Nu poți să dai timpul înapoi, nu merge. Ar fi interesant. Și revin la nepoțelul, zice câteodată seara, zice, ce-ar fi să o luăm iară de dimineață să mă pot juca? Ar fi interesant, dar zic, nu se poate. Zic, ce pierzi tu dacă dăm înapoi? Lucrurile pe care le-ai făcut le pierzi, așa că... Da, nu... Și merge la Noaptea Cercetătorilor. N-a venit nimeni cu mașina timpului, nici în 2024. N-a venit. Dar s-au schimbat lucrurile și am făcut altfel. Noaptea Cercetătorilor anul ăsta. Bine, nu e contribuția mea personală totală, dar câteva lucruri s-au schimbat. Să zicem, n-a mai fost acel stand cu alchimiei, cu experimente care ar fi fost totuși interesante, rămân. Experimentele clasice rămân interesante și la fizică am avut ceva mai puține experimente din astea.
Dar a fost adusă tehnologia pe un alt nivel și să vedem și noi ce înseamnă viața reală. Cele cinci standuri, APA Pro 2, mediul 1 și poliția cu două, de fapt trei standuri, a fost ceva care a impresionat și a fost foarte, foarte interesant. Probabil că publicul n-a fost chiar așa de obișnuit, dar încet, încet au trecut pe acolo și au văzut ce înseamnă să pui tehnologia la lucru. Și dacă și pui întrebările care trebuie, atunci ai șanse să înveți foarte mult. În 2005 am citit eu, e noaptea cercetătorilor europeni sau ceva de genul? Sau... Da, probabil că atunci a fost lansată. Tot am văzut din istorie, dar nu am reținut ideea. Pentru noi ne interesa când a intrat undeva. Undeva, pentru că în România a intrat puțin mai repede decât undeva. Un prieten al nostru care de la București ne-a făcut conexiunea, de fapt, prin Muzeul de Istorie. Acolo au fost primele două evenimente făcute în DEVA. Muzeul de Istorie după aceea ne-a pasat această activitate pentru că eram printre cei care realizam și acolo Noaptea Cercetătorilor. Și din 2017, Noaptea Cercetătorilor s-a mutat la Liceul Decebal, în curtea Liceului Decebal. Și de atunci suntem cei care realizăm undeva acest eveniment important. Doar pandemia a fost cea care ne-a blocat puțin și un an sau doi am făcut ceva mai puțin. În rest, în fiecare an ne-am prezentat în fața publicului de la copii de la 3 ani până la 100 de ani cu experimente și lucruri frumoase. Anul acesta, așa cum povesteam și cum mi-ați povestit, văd și pe imagini pe care Rosi le-a filmat, a fost acolo alături de dumneavoastră. E Luca. O să trecem în revistă tot felul de lucruri pe care le-ați văzut. Anul trecut ai fost la noaptea, deci ești clasa 10-a deja, da? Clasa 10-a, Colegiul Național Decebal. Anul trecut ai participat, presupun, pentru prima dată. Așa este. Așa este. Anul acesta, spune domnul profesor, că a fost ceva diferit. Ce-ai perceput tu diferit față de anul trecut ca elev? Păi, cred că cea mai mare schimbare, cum a spus și domnul profesor, a fost organizarea în sine, au fost standurile pe care le-am avut și ca elev, cel puțin pentru mine, a fost diferit faptul că acum am fost în calitate de îndrumător, cumva, al elevilor de clasa a noua, de la robotică și asta, bineînțeles, a fost o perspectivă total diferită față de cea de anul trecut. Dar cam asta cred că a fost. Cred că standurile și a fost o schimbare cumva binevenită, pentru că nu a existat o repetiție de la an la an. Care e lucru? Vă spun că te-au impresionat mai multe lucruri acolo. Noi am mai povestit și înainte de emisiune. Dar... ce te-a impresionat cel mai mult în acest an? Pentru că acolo ați avut, din câte am înțeles, din ce m-am uitat și pe imagini și ce mi-am povestit, ați avut deja chestii concrete, să spunem așa, nu mai vorbim de cercetare, vorbim de lucruri concrete și la APA Prod și poliția a venit cu câteva device-uri care... sperăm noi că nu ne vor mai încurca viața, ne vor face zilele mai bune și mai frumoase și mai atenți. Ce te-a impresionat în mod deosebit? Un lucru, pe urmă povestim și de restul, să spunem așa, dar ce te-a impresionat de acolo în mod deosebit? Cred că tocmai acest lucru, pentru că au fost multe
standuri aplicate, cum a fost și cel al poliției. Ce m-a impresionat, țin minte, în zona de biologie și de medicină, știu că era un simulator VR adus și asta cred că a fost foarte interesant, să văd acolo un simulator VR și lumea cum se strânge să facă o operație, de exemplu, sau activități de genul acesta. Am înțeles. O luăm cu rândul. Să vedem ce am învățat la noaptea cercetătorilor, domnul profesor. Cu ce am rămas? Și o luăm pe standuri. Apa Produ. Am înțeles de la Rosi că am avut un stand unde am putea să vedem, să probăm apa, e potabilă, nu e potabilă, e sănătoasă, nu e sănătoasă. Dumneavoastră ca profesor, ce ați descoperit nou față de, mai ales că deja sunt ferm convinsă că faceți tot felul de experimente și acasă și, și știți... Da, am și pentru cine. Așa, nepoțelul, am înțeles. Da. Îl salutăm, probabil o să se uite în reloare, că acum cred că doar. Acum doar. Da. La APA Prod a fost două standuri, unul de... verificarea apei industriale. Așa. Și unul de verificare a apei potabile și de teste pentru apa potabilă. Da, am rămas impresionat de complexitatea standurilor, adică a mașinilor care au venit în două laboratoare mobile. La apă industrială am văzut și ceea ce pe noi ne pasionează, roboții, un robot de verificare a conductelor, defectelor conductelor și era foarte tare. Iată o aplicație care nu ne-am așteptat. Am văzut, bine zice Rosi, am văzut, am filmat și noi unul la APASERV, da, la Goscomesa. Chiar aici este o ceavă prin care intră robotul și este o aplicație foarte bună și la care ne-am gândit probabil, niciodată n-am realizat așa ceva și genul ăsta de roboți utilitari este extraordinar de dezvoltat în lume și dă posibilitatea să zicem, cum e aici, pătrunderi în zone în care nu poți să intri chiar așa ușor, nu poți să bagi un om pe o țeavă din asta sau nu poți să verifici spărgând toată instalația ca să vezi pe unde este o defecțiune și atunci apelez la exact la ceea ce trebuie, adică la roboții ăștia industriali. La APA Prod, la partea de laboratorul de verificare a apei potabile, am văzut ce înseamnă să faci verificări pe teren ale apei potabile, să mergi cu laboratorul, să iei probe, să faci primele probe acolo și după aceea să te duci în laboratorul fix de la APA Prod, mi se pare deosebit și foarte, foarte util. Foarte util. Ceea ce m-a șocat puțin este faptul că spuneau cei care au venit de la APA Prod că au nevoie de specialiști. Da, pare ciudat că nu există astfel de specialiști, dar nu există. Adică foarte puțin se îndreaptă spre un domeniu care este extrem de important. Ce ne facem dacă apa nu-i bună? Noi oamenii. Și atunci trebuie să fie oameni care să facă această verificare și să ne asigure o calitate a vieții foarte bună. Și e nevoie de specialiști, e nevoie de ingineri, e nevoie de chimiști, e nevoie de fizicieni, e nevoie de oameni care să știe ce au de făcut. Și asta le-a dat, cred, trebuie să ne dea un imbol și copiilor să învețe foarte bine și să își găsească locurile în care... Deci există loc de muncă, numai să vrei, și există posibilitatea de a-ți pune mintea în aplicație să fie ca lumea în domenii foarte faine. Deci asta este legat de APA Prod. La fel și la mediu. Dacă APA Prod verifică apa, cei de la mediu verifică aerul. Și apoi ați văzut că există poluarea aerului și la noi și în alte zone. Și oarecum ceea ce fac ei este și ceea ce noi facem uneori cu senzorii pe care avem la roboți. Deci peste tot există o grămadă de senzori și noi avem posibilitatea să-i folosim în instalații din astea pentru mediu,
deci putem să facem mici stații de mediu și trebuie să fie un loc în care și copiii noștri de la robotică trebuie să încerce să intre să facă acest lucru. Avem la materiale, numai cineva să-și găsească timp să pună mâna pe ele și să le folosim așa util. Deci avem senzori pentru mediu, avem senzori pe care să-i punem în clase ca să verifice dacă mediul nostru e bun, avem senzori care să zicem, să ne ajute la o grădină automatizată. Putem să facem foarte multe lucruri, extraordinar de multe lucruri. Mare lucru când ajungem, și fac o paranteză înainte să ne mergem la Luca, e mare lucru, am făcut o emisiune cu domnul senator Potecă, am fost împreună la Pechea. Știind și văzând câte lucruri bune se întâmplă în județul Hunedoara, am avut un șoc neplăcut să merg într-o zonă inundată și să nu văd nici măcar un laborator mobil. Nu a venit nimeni cât am stat acolo să verifice apa. Oamenii ia apa din fântâni. Aerul mirosea infernal. Pentru că știm cu toți. Ei acolo în mâlurile acelea erau animale, stârvuri. N-am văzut pe nimeni. Văzând lucrurile în județul Hunedoara, de zi cu zi, mi se pare că suntem foarte aproape de o chestie de normalitate. Acolo eu nu am văzut așa ceva. Și când te gândești că e foarte aproape de noi, adică nu ne mai dorim, eu am zis, nu-mi vine să cred. De ce? Noi acasă, în județul Hunedoara, avem așa ceva. Și laboratorul de la mediu, mi-aduc aminte când am fost cu Rosi la știre și cu Bianca, când l-au adus, să o salutăm pe doamna Georgeta Barabaș, că sau, uite, județul Hunedoara are, probabil că și alte județe au, dar probabil stau parcate pe undeva, că nu cred eu, nu că cred. Sunt eu unice cred, în țară. Eu cred că au venit în ultima perioadă, pentru că domnul de la mediu ne zicea că l-au primit în custodie, deci încă n-a intrat în, adică nu este al județului, a intrat în custodie, îl vor folosi până la loc, comanda e adevărat, dar acum a intrat. Eu cred că nu s-a acordat și nu se acordă în țară atenția cuvenită pentru domenii extrem de importante, cum este acesta al mediului. O să vină, dar să nu așteptăm încă 100 de ani, ar fi păcat să așteptăm 100 de ani. Probabil că vin încet aceste lucruri, cum vin și în alte domenii. Sperăm să vină să ne îmbogățească puțin sau să ne îmbunătățească viața. Deci trebuie să vină. Și trebuie să vină și oamenii care să facă verificările astea, adică să se acorde multă importanță la calitatea vieții prin aceste metode, cred că. Luca, ajungem acolo la întâlnirea care nu ne încântă întotdeauna, dintre tineret și organele de control, poliția. Au venit alături de voi acolo la colegiu. Cu ce au venit? De ce au venit până la urmă? Că am înțeles noi că au venit cu niște ochelari. Hai să vedem cum ați perceput voi, elevii, tinerii, venirea organelor de control, că n-au venit să vă verifice permisele. Au venit să vă învețe lucruri bune, că se pare că din ce în ce mai ceea ce mie mi se pare un lucru bun. Ce ziceți, domn profesor? Păi este un lucru extrem de bun și deci, poliția este cu noi, chiar așa le-am zis. În fiecare an au venit de când noi facem noaptea cercetătorilor și chiar și atunci când au fost la muzeu. Veneau însă cu niște truse, adică ceea ce era laboratorul criminalistic. Anul ăsta au venit cu laboratoarele mobile. Mult mai dotate. Mult mai dotate, da. Au venit acolo în locul ăla, în curte, și au putut să se desfășoare și copiii au avut loc unde să se manifeste și au fost impresionante. Deci laboratorul criminalistic, eu am rămas șocat de tehnica ce este acolo și de câtă
fizică este implicată acolo. Am văzut toată trusea de lanterne, care ce ai nevoie de lanterne și ce fac ele, era impresionant. Cel puțin din punct de vedere al meu, al profesorului, care știu niște lucruri. Au venit cu laboratorul de testare drog și au venit de cu laboratorul de rutier. Și acolo am văzut trei senzori, trei aparate fantastice de măsurare a ceea ce trebuie pentru rutier. Radarul, lidarul de fapt, radarul cu laser, ăla care ne ia de la distanță dacă nu suntem cu mici și nu ne vedem de treabă. Tunurile, pe care așa le titulăm noi șoferii, tunurile, da, de pe șosea. Și alcool testul și drug testul. Da, erau interesante. Eu am pus întrebări legate de lidar și de alcool testul, că era o știre într-o dimineață, un asta cum îi zice și drag testul, un accident în București între o mașină și un tramvai, și la prima fază, la testarea vadmanului, s-a găsit că este are drog. Era băut, dar era drogat. Dar cu ce era drogat, de fapt, și am pus întrebarea de ce apare acest test pozitiv, era cu paracetamol. Ai de-mi. Și, de fapt, era un fals pozitiv, care se rezolvă în testul de sânge. De sânge. Dar atunci îți iese și te pune puțin pe tușă pentru o perioadă. Și discutam puțin cu doamna care era acolo. Problema se rezolvă, dar pe moment ești sub impresia că ești drogat și te scoate puțin din vreo câteva zile până vine testul. Și aici era probabil de ce se întâmplă așa și ce trebuie făcut ca să n-ai problema aceasta când la prima întâlnire cu poliția. Și asta m-a șocat și am pus întrebarea, venea la timp ca să mă lămurească, să nu pierd ideea. Și asta a fost așa. Și cred că am văzut acolo copiii cum își dau să-și ia amprentele, dar bine că nu trebuie și în realitate să facem acest lucru. Am văzut acei ochelari care simulează ideea de că ai luat droguri, că ai băut alcool și că te pune în situații de a nu te controla. Și copiii au fost, cred că au testat această zonă a celor trei ochelari foarte mult să vadă ce se întâmplă. Dacă ar învăța niște lucruri foarte bune să nu, ar fi extraordinar din toată povestea asta. A fost un joc. Dar să sperăm că nu va fi niciodată în realitate. Într-un mediu de laborator, că tot vorbim de cercetare, o să revenim și rămânem ancorați la întâlnirea tinerilor cu organele de control, o să povestim cu Luca, dar înainte vreau să dau o citire mesajelor. Adriana Furcă ne spune: bună dimineața, o zi binecuvântată de marți, cu multă sănătate, poftă bună la cafea. Felicitări, stimă și respect pentru invitații dumneavoastră, vă mulțumesc anticipat, Doamne ajută, Doamne ajută. Ne bucurăm că ne scrieți și rămâneți aproape de noi și, bineînțeles, cei de la Hațegana s-au întors, cred că de la Turda, o să aflăm în curând ce au făcut acolo, vedem cum reușim să-i aducem la o emisiune. Enea Vasile, Daniela, Enea și Călin Priescu ne spun: bună dimineața, o zi minunată vă turez, ne spune Călin Priescu, și Vasile, Enea ne spune: bună dimineața, o zi frumoasă, Daniela ne salută, da, dragii mei, vă salut și vă îmbrățișez cu drag și mulțumim că sunteți alături de noi, ca în fiecare dimineață, cei de la ansamblu Hațegana nu pierd nici o emisiune. Sunt cei mai activi fani ai mei. Dar vreau să vă întreb ce zodie sunteți. În ce dată sunteți născut? 5 octombrie? Da, cred că sunteți pe aici, prin balanță. Balanță. Ceva, balanță. În ce zodie ești? Pește.
Nu pot să cred. În ce dată ești născut? 23 februarie. Ești de al meu. Haideți să vedem cum ne merg, cum ni se așează astrele astăzi, dragii mei, că avem horoscop cu Andra. Bună dimineața, Andra, și sperăm din suflet să ne aduci vești bune. Nicol, bună dimineața, sper să nu fie Mercur retrograd. Să vedem ce se întâmplă. Andra și horoscop și revenim. Bună dimineața, Ioana, bună dimineața tuturor. Iată care sunt previziunile astrale de astăzi. Berbec, la serviciu sunteți perseverenți și aveți voință să terminați o lucrare importantă. După amiază, astrologul vă recomandă să acordați mai multă atenție unei persoane mai în vârstă din familie. Puteți să vă bazați pe intuiție. Este indicat să evitați speculațiile pentru că riscați să vă pierdeți credibilitatea. Taur, aveți realizări profesionale deosebite. Șefii vă apreciază, dar unii colegi sunt invidioși. Ar fi bine să nu spuneți chiar tot ce gândiți, pentru că s-ar putea să deranjați multă lume. Deși aveți o putere mare de convingere, astrologul vă recomandă să fiți reținut. Gemeni, s-ar putea să nu mai plecați într-o deplasare din motive obiective. Puteți să vă bucurați pentru că și așa sunteți foarte încărcat. Este posibil ca șefii să vă răsplătească pentru eforturile din ultima perioadă. Astrologul vă sfătuiește să țineți cont de intuiție, dar să vă ascultați și sfaturile partenerului de viață. Rac, munciți cu atât de mult entuziasm încât riscați să atrageți invidia colegilor. Este posibil să ajungeți la discuții cu persoana iubită din cauza că stați prea mult la serviciu. Astrologul vă sfătuiește să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Încercați să clarificați toate neînțelegerile. Leu, dimineața sunteți plin de energie și dispus să faceți mari eforturi fizice. Astrologul vă recomandă să nu vă supraestimați capacitatea de efort ca să nu aveți probleme cu sănătatea. După amiază s-ar putea să aveți musafir sau să mergeți în vizită la prieteni. Oricum, încercați să fiți cumpătat. Ar fi bine să vă organizați mai eficient. Fecioară, aveți un spirit de inițiativă deosebit, sunteți tenace și încrezători în propriile forțe. Aveți șanse să rezolvați cu bine o problemă financiară, dar astrologul vă sfătuiește să nu vă pripiți. Relațiile cu partenerul de viață sunt bune. Puteți să rezolvați probleme legate de cămin și de copii. Balanță, s-ar putea să plecați într-o călătorie în interes de familie, prilej cu care obțineți un câștig neașteptat. Aveți tendința să riscați prea mult. Astrologul vă recomandă să fiți mai prudenți și să nu forțați norocul. Ar fi bine să ascultați sfaturile unei femei mai în vârstă. Scorpion, sunteți într-o formă excelentă și faceți planuri îndrăznețe. Puteți avea succes în investițiile financiare pe termen lung, în demararea unei afaceri și în călătoriile de interes personal. Astrologul vă sfătuiește să nu ratați ocaziile care vi se oferă. Profitați de moralul ridicat de azi. Săgetător, dimineața aveți o voință de fier și reușiți să rezolvați o problemă delicată la serviciu. Astrologul vă sfătuiește însă să fiți mai atent cum vorbiți cu colegii, pentru că sunteți nervos și este posibil să fiți înțeles greșit. Aveți grijă să nu faceți aprecieri ironice la adresa celor din jur, ca să nu îi puneți într-o situație delicată. Capricorn, dacă este să aveți succes într-o afacere, atunci veți avea numai datorită încrederii în forțele proprii. Sunteți foarte activ, aveți întâlniri și faceți o mulțime de drumuri scurte în interes personal. Este posibil să vă întâlniți cu un fost coleg care vă oferă posibilitatea unui câștig suplimentar. Astrologul vă recomandă să vă temperați orgoliul și să ascultați sfaturile unei rude apropiate. Vărsător, aveți o zi destul de încărcată, cu multe drumuri și probleme de rezolvat. Nu vă faceți griji, reușiți să le faceți față cu succes. Singurele dificultăți pe care le puteți întâmpina sunt cele de natură materială. Astrologul vă sfătuiește să evitați speculațiile. Pești, azi astrologul vă sfătuiește să acordați mai multă atenție celor apropiați pentru că s-ar putea să vi se reproșeze că sunteți indiferent. Este cazul să fiți atenți și prudent pentru că astăzi sunteți predispus la greșeli și există riscul să pierdeți bani. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Andra Harato și ne revedem și mâine la Dale Dimineții. Deci, domnul profesor, un sfat ați auzit, trebuie să ascultați o femeie mai în vârstă, vă recomandă. Da, să vedem cine este femeia mai în vârstă. Da, nici nouă nu ne e chiar de soare, așa, la pești. Așa. Și noi trebuie să fim cică mai atenți cu persoanele de lângă noi. Cu cine crezi tu că ar trebui să fii mai atent? Cu diriginta. Da. Cu doamna dirigintă? Păi, cine știe. Cine acum știe, da. Irinel Vatamanu ne scrie bună dimineața și îl văd și live, îl salutăm, mulțumim că sunteți alături de noi. Ca de fiecare dată, așa, ne avem telespectatorii noștri care ne și scriu și ceilalți care se uită la televizor nu ne pot scrie, dar știm că sunteți acolo și vă mulțumim pentru asta.
mergem acolo la întâlnirea voastră a tinerilor cu poliția. Vezi, poliția te dai un pas în spate, chiar dacă n-ai făcut niciodată nimic, dar parcă ai așa un sentiment de wow, poliția! Ce ți-au spus colegii după ce s-au întâlnit, după ce a plecat poliția din curtea liceului? Bă, cred că au rămas cu o impresie bună și au fost interesați de ceea ce au văzut acolo, pentru că de data aceasta ei au venit cu scopul de a conștientiza, bănuiesc mai mult, tineretul cu privire, nu știu, la pericolele pe care le au drogurile, cum vedem în ultima vreme. Și, într-un fel, cred că e un lucru benefic, pentru că, da, de obicei nu ți-ai dori ca poliția să fie cea care intervine într-un anumit caz sau nu ai dori să ai contact cu aceștia. Și atunci poți să vezi ce să eviți ca să nu ajungi într-o astfel de situație, să te ferești cumva de situațiile astea, să vezi pericolul la care te expui și cumva consecințele care vin după. Ah, frumos răspuns. Să sperăm că tinerii noștri au și înțeles cu adevărat de ce au fost prezenți cei de la poliție în curtea liceului și până la urmă nu facem altceva decât să ne apărăm de noi înșine. Eu așa cred. Da, da. Pentru cred că ar trebui mult mai des întâlnirile astea și cu tematici care sunt foarte de actualitate în rândul tinerilor. E vorba și de fumat, e vorba și de alcool, e vorba și de chiulit, e vorba și de atitudinea pe stradă, e vorba și de trotinetele astea care merg periculos pe lângă oameni, de bicicletele în care copiii fac niște exhibiții exact în fața oamenilor de pe stradă, a bătrânilor, a copiilor. Lucrurile astea trebuie conștientizate și trebuie înlăturate aceste lucruri nocive și cred că poliția împreună cu școala ar trebui să arate tinerilor aceste lucruri mult mai des și mult mai eficient. Deci asta este, cred că este motivul pentru care ei vin, pentru că acest birou de, pentru educație școlară este foarte prezent, dar trebuie să fie mult mai prezent, mult mai activ și mult mai bine, și noi trebuie să facem același lucru, adică să cerem aceste intervenții și aceste dialoguri cu ei. Da, mi se pare foarte bună că, deci au venit anul acesta și au stat mult mai mult pentru că nu erau în misiune, dar pe mine m-a impresionat că au mers din capăt în capăt al activității noastre și tot timpul au fost acolo plin de copii. Deci joacă, dar cred că au înțeles ceva în felul acesta. Îmi spune Rosi că Andreea Ferraru era coordonatorul echipei de la poliție. Totdeauna vine și ne face niște lucruri foarte faine. Mie, într-o situație de laborator, facem o paranteză, mi-ar place să avem curajul, sau tinerii să găsească curajul să meargă către ei, să nu le fie teamă de acești oameni minunați care îmbracă uniforma de orice fel și insist, că sunt pompieri, că sunt jandarmi, că sunt polițiști, că sunt din cadrul armatei, ar fi într-un mediu de laborator, mi s-ar părea frumos să mergem către ei și să-i întrebăm înainte. Cu curaj. Da, să nu ne mai fie teamă de uniforma pe care o poartă cel din fața noastră, pentru că ei sunt apuși acolo să ne ajute. La fel ca și la medici, așa sunt și la polițiști sau la jandarmi, că ei sunt mai des pe stradă printre noi. Lipsește uneori empatia, dar nu înseamnă că dacă găsim un medic fără sau o asistentă fără empatie, toți sunt la fel. Da, la fel și la poliție, exact, la fel și la poliție și la jandarmi. Dacă nu găsești pe cineva cu care să empatizezi din prima secundă, ideea era să mergem către ei și să încercăm să-i cunoaștem și să îi rugăm să ne împărtășească din experiența lor. Pentru că și ei ajung acolo să-și piardă empatia din anumite deci motive. Cere și ofertă. Exact. Mi-aș dori ca tinerii să meargă mai mult către cei care poartă uniforma. O salutăm pe Roxana Olșanski și îl salutăm pe Mihai Răduț. Bună dimineața, Mihai! E alături de noi, ne spune bună dimineața. Mai avem 10 minute din emisiune. Încearcă să transmiți
colegilor tăi asta, că nu se știe niciodată. Poate că așa dacă e unul dintre voi, doi dintre voi, trei, uite, tu ești curajos, vii la emisiune, poate fi un exemplu pentru colegii tăi care dintr-un motiv sau altul se dau un pas în spate și poate reușim să ne întâlnim cu noi înșine, că până la urmă lupta cu aceste substanțe halucinogene, că nu vreau să le spun altceva, ne duc într-o lume ireală, poate lupta cu noi înșine ne ajută să mergem mai departe și putem fi exemplu pentru generațiile mai tinere. Ce ziceți, domn profesor? Da, trebuie să ne apară să facem acest punem umăr de la umăr și nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm. Și din ambele părți trebuie să fie și activitățile poliției, jandarmeriei trebuie să fie mai ales preventive. Da, și să, nu, fie, să fie cu, dar să fie cu empatie, să nu fie cu foarte multă dragoste, așa că nu ne îndrăgostim. Da, bun, nu e cazul, dar să fie cu mai multă cu empatie și mai și uneori cu mai toleranță atunci când vezi că este deci nu este o chestie intenționată, nu este o chestie repetată. Deci ca să se învețe ceva și după aceea dacă nu vrei să înveți, trebuie să fie și mai altfel. Corect. Am văzut că s-a schimbat legea cu rovinieta, spunea cineva la știri aseară, am văzut un invitat și mergem mai departe. Dacă nu-ți ai 24 de ore să-ți plătești rovinieta, ai uitat, n-ai fost atent. Dacă nu o plătești nici peste o lună, înseamnă că era intenție. Mergem mai departe, Luca. Ai pe tine un hanorac. Așa este. Și știi să-mi spui din ce material e? Bă, hanorac cred că e făcut din bumbac, ăsta e combinat cu mai multe, nu se poate fie 100% bumbac, din păcate, dar cam așa cred că. Când îți alegi hainele, tu ești băiat, materialele sunt pentru domnișoare și doamne, care urmează să le vedem. Adică noi putem să luăm orice. Da, nu e chiar așa, uite, nu ne-am gândit împreună cu Bianca, care e creatoarea acestei rubrici, Bianca Hintz, și-a pus amprenta pe rubrica care urmează despre trenduri în moda căutat pe rețelele de socializare și a venit cu două filmulețe, vedem imediat despre ce este vorba. Dar voi băieții, tu și gașca ta de prieteni, că vorbim de gașca ta de prieteni, cum vă alegeți hăinuțele în general? Vă orientați de pe TikTok, de pe așa, aveți ce se poartă sau mergi pur și simplu și îți cumperi o haină că ai nevoie de ea? Bă, da, se respectă și trendurile, dacă vorbim așa, de ce vezi pe internet sau în jurul tău că prinde, dar de multe ori, cel puțin, eu îmi aleg hainele care îmi plac și care îmi ies în ochi și spun că aș vrea să port așa ceva. Ați văzut, domn profesor? Asta e generația, ce să facem? Și ne facem la fel. Haideți să vedem cine a pregătit Bianca Hintz despre rubrica În trenduri de la Dale Dimineții. Dacă ești interesată de trendurile în materie de fashion ale acestui an, haide să facem o scurtă trecere în revistă, să vedem ce poți păstra în garderoba ta și ce ai putea să arunci. Deși îmi place din când în când să port nuanțe de roz prăfuit, era Barbie a fost pe val doar un sezon. Cu toată agitația din jurul filmului, am văzut atât de mult roz încât ne-am plictisit repede. Dacă ești totuși o fană a acestei nuanțe, încearcă să eviți un look monocromatic care tinde să fie obositor și adaugă doar accent fie fucsia, fie roz, pastel, în funcție de stilul tău. Mania fundițelor este încă pe val, dar cu accent pe zona de accesorii. Acest trend a început subtil pe parte de hairstyle și acum s-a mutat în toată regula pe zona de îmbrăcăminte și accesorii. Dacă nu te-a convins total acest trend, dar totuși îți plac accentele lui feminine, poți încerca cu o pereche de cercei, fundiță sau un accesoriu de păr. Gențile cu logo-uri mari sunt out în acest sezon și au fost înlocuite cu gențile tip tote bags din materiale de calitate, culori neutre și de mărime medie. Au câștigat popularitate deoarece sunt casual, încăpătoare și merg bine cu toate ținutele de zi. Sfatul meu este să cauți modele cu buzunare interioare și compartimente care te ajută să îți așezi și să-ți găsești lucrurile mai ușor. Lasă-mi un comentariu și spune-mi dacă ai nevoie de ajutor pentru a crea o ținută potrivită siluetei tale.
Ești în pană de idei cu ținutele tale și ai vrea să încerci un stil nou? Îți prezint eu 3 variante pe care le poți realiza cu ceea ce ai în dulap. Back to school este un stil pe care îl poți realiza foarte ușor cu piese din garderoba ta, cum ar fi hanorace pe care să le porți cu cămăși, fuste plisate și încălțăminte sport. Dacă ești o tipă minionă, evita acest stil care îți va scurta optic picioarele și mai degrabă mizează pe un pantalon evazat cu talie înaltă care îți va alungi silueta. Classy Office este stilul vedeta al acestei toamne și este foarte ușor de încercat. Fie porți un costum dintr-o singură nuanță cu pantalon sau fustă, fie adaugi la blugii tăi preferați un blazer oversized cu umerii accentuați. Evită variantele mega folosite de jeans cu blazer negru și optează pentru o variantă mai actuală cu blazer gri sau baby blue. Stilul bunicii este un stil funny și actual și presupune să porți plovere în culori vii și modele deosebite care te vor încălzi pe perioada toamnei. Vrei să ascunzi câteva kilograme în plus din zona burticii? Atunci poartă o ținută monocromatică formată dintr-o fustă lungă și un plover oversized pentru a-ți alungi silueta. Lasă-mi un follow dacă ai nevoie de idei noi prin partea a doua. Iar dacă îți place rochea mea, o găsești în linkul pus la profil. Avion de... Da, ajungem și la avioane. Da, domn profesor, dacă ar veni elevele îmbrăcate așa la școală, ar fi ok? Ar arăta mult mai bine. Mult mai bine. Sunt ferm convinsă că, dragile mele, rubrica vine în ideea o dată pe săptămână. Ați văzut că noi facem schimbări, le facem din mers. Încercăm să aducem tinerii din echipă cât mai prezenți alături de noi și de dumneavoastră. Pe Andra Meteo Horoscop, Bianca deja creează, știți că ați văzut-o de foarte multe ori, da, bine cu mine pe teren, Alin umblă după mâțe, rubrica Pastila de râs e cu pisicile făcută de Alin. Tanti Maria Hinț ne scrie bună dimineața, sărbuna Tanti Maria, mulțumim că sunteți alături de noi. Rubrica vine în ideea, foarte multe hăinuțe din ce am văzut acolo, cu siguranță le avem prin dulapuri și uităm să le purtăm. Așa, dacă ne uităm la rubrica în trenduri, poate ne vine o idee să, cu ce să ne îmbrăcăm astăzi. Cât mai avem, Rosi? 3 minute și mergem la aeroplan. Da. Ați avut la noaptea cercetătorilor un delta, și zburători. Un aeroplan și un planor. E foarte interesant. Da. De ce au venit acolo? Ce puteam să cercetăm? În primul rând i-am invitat pe cei de la Aeroclub să vină cu planorul pentru că sunt foști elevi de-ai noștri de la liceu. Unii sunt campioni mondiali de planorism, unii sunt campioni europeni, foarte mulți dintre elevii mai actuali sunt în situația de a fi acolo, sunt antrenori de planorism sau eu știu ce altceva. Și mi s-a părut interesant să vedem fizica pusă în aplicație la ceea ce ne doare, avionul cu care mergem, să zicem, în concedii, planorul pe care, iară, este prima intrare a tinerilor, cei care au curaj să meargă la zbor. Și mi s-a părut interesant să vină să arate niște lucruri practice. Noi nu mai facem mecanica fluidelor, nu mai facem chestiile astea la clasă. Dar uite, aici sunt copii care ar învăța fizică extraordinar. De asemenea, deltaplanul cu motor, domnul Horațiu a venit cu... l-am invitat neapărat să vină și am crezut că deltaplanul este o jucărie, nu, e chiar o chestie foarte faină. Și ce e domnul Horațiu? Cum putem să-l chemăm la o emisiune să ne povestească ce e deltaplanul cu motor? Da. Unde îl găsim? Îl găsiți la... acel atelier de depanări din spatele, de lângă școala 2, este acolo. E domnul din imagine? Da, Vulcan, domnul Horațiu Vulcan. Este un inginer care are pasiunea asta, este deltaplanul, este personal pentru zbor de agrement.
Când a venit cu, cu remorca aia, am zis că aduce vreun cal de curse, dar calul era un deltaplan. Și mi s-a părut extrem de, interesant cele două vehicule zburătoare. Mi s-au părut extrem de interesante și copiii au mers acolo foarte, foarte mult. Și o altă chestie, ca să nu uit, pentru că mi se pare interesant, ne-am continuat activitatea cu electromobilitatea, aducând și o mașină electrică cu unul dintre cei care fac parte din echipa electromobilitate. Și copiii s-au dus și au întrebat multe lucruri și acolo. Și mi s-a părut interesant, pentru că este în trend mașina electrică și trebuia să fie și aici, la Noaptea Cercetătorilor. Și să nu uităm standul nostru de robotică, pentru că este, să zicem, locul nostru principal de manifestare. Și ceea ce îmi doresc pentru perioada următoare, pentru că avem puțin timp, este să aducem niște experimente care să fie foarte mult legate de, ceea ce facem noi în laboratorul de, în atelierul de robotică. Trebuie să venim cu mai multe produse ale noastre pe care noi le inventăm, le realizăm acolo și le au fost inventate, dar dumneavoastră le puneți în practică. Le punem în aplicație, pentru că inventăm din nou, cu copiii trebuie să inventeze și ei apa caldă și mersul pe jos. Pentru că este important ca de aici să plece mai departe și să facă lucruri mult mai interesante. În perspectivă avem, dar poate că n-am reușit să le punem în aplicație, dar încet, încet trebuie să ne mobilizăm să facem acest lucru. O să ne revedem curând aici alături de domnul profesor Sorin Stănculeț și de Luca, o să ne, că ei se pregătesc probabil de, sunteți pe vârf, așa, pe repede, o secundă, nu mai mult, sunteți în forță, nu, cu robotica, da, așa ne pregătim. Da. Ioan Grosu ne spune bună dimineața, vă doresc succes în continuare. Nu le mai am timp să-l întreb pe Luca ce ar schimba, dar o să-l întrebăm în emisiunea următoare. Sunt convinsă că și-ar dori să schimbe foarte multe lucruri, dar avem timp, că e doar în clasa 10-a, domn profesor, până în clasa 12-a o să ne vedem foarte des cu Luca. Exact. Foarte fain. Să-ți alegi un prieten și să veniți să-mi povestiți, sigur, despre aventurile voastre în lumea științei. Eu sunt tare, reușim să intrăm cumva în atmosfera acestor copii minunați, pentru că avem copii minunați, eu știu asta și îi văd în fiecare zi. Începe salonul de carte de la Biblioteca Județeană, Ovid Densușanu, Hunedoara Deva. Trecem în revistă doar scurt, din 15 până în 18, în Incinta de Vamol, etajul 3, Sala Dur, salonul de carte, venim cu noutăți atunci mai în preajma, că avem programul, să venim în preajma lansării evenimentului. Și la sfârșitul acestei săptămâni sărbătorim toamna la Deva, 11, 12, 13 octombrie. Mulțumesc, Rosi, în piața cetății, începând cu 17.30 până la ora 22. Îl salutăm pe Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă, că îl văd acolo, a județului Hunedoara, îl văd acolo pe afiș, de-abia apuc să-i văd. O să vedem, îmi spune, cu cine? Diana Sălagea o să vină. Și am văzut că vine și Talisman. Revenim și mâine dimineață cu, cu acest afiș, pentru că vrem să uită și pe Ovidiu Olariu acolo și pe Ștefan Muntenaș. Da, o să fie petrecere, Talisman și Alin Oprea. Mergem la, ne vedem în, la îi dansăm, poate cu glugă, cu așa, să sperăm că nu plouă. Dragii mei, vă doresc succes în continuare. Vă felicit că țineți steagul sus și nu renunțați. De-abia apuc să văd ce roboțel creați. Încă sper să mă pudrați. Hai să vedem care dintre voi, din echipele de robotică, să faceți un roboțel care îmi dă cu pudră pe năsuc. Dar până la pudră pe năsuc, ne luăm la revedere. O zi minunată, sper că, cred că mergeți la ore, nu? Sigur că și da. Tu, da. Bineînțeles. Da. Elevii de-abia mă așteaptă. Hai.
Și eu de-abia apuc, dragii mei, să ne revedem mâine dimineață și tot aici, tot amune, doar amune TV, tot la Dale Dimineții. Alături de mine, Grațiela Achim. Vă aduceți aminte că a mai fost la noi. Vine toamna, vine frigul și trebuie să ne pregătim noi, doamnele, dar de ce nu și voi, domnilor? Să ne pregătim tenul, pielea, să nu sufere schimbări, să nu se încrețească, să nu facem. Mâine dimineață, Grațiela Achim o să ne împărtășească din experiența domniei sale și nu neapărat experiența domniei sale ca și creator de tratamente, dar e antreprenor, deține un, o chestie din asta foarte faină unde noi mergem să ne îngrijim și ea o să ne povestească despre ce trebuie să facem să ne îngrijim pielea. Salutăm pe Tiberiu Claudiu Barstan, ne spune bună dimineața, mulțumim Tibi că ești alături de noi. Înainte de a ne lua la revedere, mergem mai departe. Începe o frumoasă zi în care să nu uităm, dragii mei, să iubim, să fim mai buni și să dăruim, pentru că la un moment dat vom primi înapoi tot ceea ce dăruim. Dăruim bunătate, vom primi bunătate. Eu așa știu și așa primesc în fiecare zi. Bunătate, miracol și iubire. Vă iubesc, ne revedem mâine dimineață.